Astăzi, la locul de joacă de pe Promenada Crișan, situat lângă Casa Tineretului, a avut loc un eveniment deosebit, marcând predarea oficială a acestui spațiu comunității. La ceremonie au participat reprezentanții companiei Cargill, conduși de directorul general și doi consilieri ai acestuia. Din partea primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin a fost prezent viceprimarul Cristian Mură. Profit de ocazia că suntem astăzi împreună. Vă mulțumesc pentru toată susținerea și sunt convins că o să mai avem motive să ne bucurăm și în viitor. Parteneriatul dintre autoritățile locale și compania privată Cargill a fost unul de succes, aducând beneficii semnificative comunității locale. Viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Cristian Mură, a declarat că este foarte mulțumit de rezultatele acestui parteneriat, subliniind importanța colaborării dintre sectorul public și cel privat pentru dezvoltarea infrastructurii comunitare. Vorba de un parteneriat public-privat cu SC Cargill, proiect mai amplu, printre care este realizarea acestui loc de joacă, pe cum vedeți foarte bine echipat. În cadrul proiectului, în valoare de 2 milioane de euro, mai fac parte organizarea de evenimente pentru copii până la sfârșitul anului. Directorul zonal al firmei private Cargill, Vasile Vâlvăroi, a transmis că acest parteneriat îl face fericit și că este mândru să contribuie la dezvoltarea comunității din Drobeta Turnu Severin. Pentru noi, ca și companie, consider că este un lucru foarte important să avem astfel de activități în portofoliu și, încă o dată, ele nu vin doar dintr-o formă de generozitate. Cred că pentru orice companie care își dorește să-și continue istoria și pe viitor, și aveți în față o companie care este o companie de familie la aproape 170 de ani de înființare și ne dorim să fim prezenți peste tot unde suntem prezenți astăzi și peste încă 170 de ani. Pentru noi, consider că genul ăsta de activități sunt extrem de necesare pentru că ne integrează în comunitățile din care ne dorim să facem parte. Ori din punctul ăsta de vedere, genul ăsta de acțiune sau orice alte acțiuni de aceeași natură sunt importante. Nu sunt un lucru pe care l-am început ieri și sunt un lucru pe care ne dorim să-l continuăm și pe viitor. Copiii prezenți la eveniment au fost foarte entuziasmați și fericiți să descopere noul loc de joacă, conceput pentru a oferi un spațiu sigur și plăcut de recreere. Atmosfera de la inaugurare a fost una de sărbătoare, copiii fiind implicați în diverse activități și jocuri, bucurându-se de facilitățile moderne oferite de acest loc de joacă. Avem un nou loc de joacă lângă Casa Tineretului. Cum ți se pare? Mi se pare, în primul rând, un loc foarte potrivit, pentru că nu aveam așa ceva pe Crișan. Sunt mulți copii care se joacă pe iarbă, așa că este mult mai ok să fie în parc decât pe iarbă. Este foarte frumos, cred că este cel mai frumos din oraș, foarte multe chestii pe care poți să te dai. Locuiești în zonă? Da, locuiesc în zonă și vin de foarte multe ori aici, așa că o să mai vin. Cum ți se pare acest nou loc? E foarte frumos și îmi place că este foarte înalt și topogană. Ce îți place cel mai mult aici? Topogană și tiroliana. Locuiești în zonă? Păi eu stau și în oraș și la Bistriță am mai multe unde stau, localități. Deci te bucuri că ai un nou loc de joacă unde să vii de acum înainte să te joci? Da, de dinainte, când se construia. Parteneriatul dintre autoritățile locale și compania privată Cargill a fost unul de succes, aducând beneficii semnificative comunității locale din Drobeta Turnu Severin.